Bună ziua, oameni buni! Eu sunt Adi Cobreti și bine v-am găsit la un nou episod de Sam pe serverul de Bizon. Băi, după cum scrie și în titlu, din momentul acesta o să spun start provocărilor. Înainte să lăsați provocările în comentarii, o să vă rog să citiți din descriere regulamentul acestei serii pentru a nu se ajunge la sancțiuni sau mai știu eu ce. Dați și voi un share la acest clip prietenilor voștri ca să se poată strângă cât mai multe provocări pe care o să le pun în practică, nu știu, în cursul zilei de mâine sau duminică. Dacă nu o să se strângă destule, să zic, nu știu, 10-15, cred că o să-l fac săptămâna viitoare, dar o să vedem. Și băi, sper să iasă ceva și vă aștept provocările. Da. Băi, am luat și o săptămâna trecută, duminică, am luat rang 5 în paramedics, deci după cum puteți vedea, și țin să-i mulțumesc mult lui Vali pentru că a avut încredere în mine și subliderilor Andu și Lucian Tech. Bine, Lucian nu prea am treabă cu el, dar mă rog, e de treabă și el. Și da... Sper să continui să-mi fac treaba bună. Da. M-am mutat și eu la prietenul meu Ionuț. Am zis că, na, e prin centru casa asta și e accesibil locația. Și să vedeți ce am făcut. Băi, știați că am avut 9 mașini. Mă rog, aveam 9 mașini. Și am vândut tot ca să-mi iau hot ring. Am spus că o să-mi iau hot ring. Am făcut rost de bani. Da, mă rog. Așa. Am făcut rost de bani și mi-am luat hot ring. Și după cum v-am promis, am băgat și modul de BMW M4 pe Infernus ca să puteți să-l vedeți și voi. O să mă prind cu el până... ca să vă faceți și voi o părere. Deci uitați cât de șmecher e. Ia, uitați acum aia. Vedeți farurile, ce șmechere sunt angel eyes-urile. Deci se văd foarte șmecher. Da. Și jantele sunt ca lumea. Da, mă rog. Ce mai voiam să zic? Băi, deci s-au ales helperii. Acum helper 1 sunt vreo 50 de persoane, cred. 50 de playeri. Pentru că s-au răspuns la aplicații și au primit doar cei care au meritat și țin să-i felicit pe prietenii și colegii mei. Salut, adițule! Băi, hai să dau și lui ăsta canalul pentru că nu cred că-l știe. Hai că-i dau un pumă. Eu am fost membru AT. Atlantic Organization, a fost câteva luni. Ia uite și pe Andrei. Băi, o să vă rog să dați și voi un share la videoclipul ăsta ca să se strângă cât mai multe provocări. Deci, na. Cum am spus, dacă se vor strânge 10-15 provocări, o să le pun în practică, dacă nu, nu știu, săptămâna viitoare, cred. O să mai fac și o reclamă, mă rog, o să încerc. Și dacă se vor strânge mai multe, gen, nu știu, 30 sau, mă rog, în număr de ăsta par, de exemplu, da, mă rog, o să încerc să fac pe mai multe clipuri. Gen, într-un clip o să fac 15 provocări, în altul încă 15, mă rog, aoleu, serios? Mă rog, fac that. Mă duc să-mi iau hot ring-ul, mă plimb și eu puțin cu el. Da, băi, am 525 de gold, încă nu s-a scos încă get gift-ul. Tot s-a vorbit că îl scoate, ba marți, ba miercuri și până la urmă s-au hotărât să-l scoată joi, dar... Știți ce? Bă, nu s-a scos și a rămas și azi. Cred că n-au avut timp, mă rog. Trebuiau să facă și update-ul. Cred că o să apară ori în seara asta, ori mâine, nu știu, nu știm nici noi sigur.
Da, mă rog, sper să mai prind un get gift ca să iau gold. Că până acum am luat din get gift gold. Și am făcut 525. Vreau să strâng, să ajung la vreo 600 să-mi iau un hidden pe hot ring. Oricum cred că o să donez săptămâna viitoare, că trebuie să plătim și clanul. Da. Mi-am pus și o mașină aici exact unde trec ăștia. Ia, fiți atenți puțin. Am mai repede. What the fuck? Bă, ce de dracu ești, mă? Bă, parcă l-am parcat aici, what the fuck? În fine. Ia să văd unde e. Da, se pare că a rămas la Marina. Băi, am dat park și după aia am dat relog și văd că n-a rămas acolo. A, în fine. Da, voiam să vă arăt că se spawna exact pe playerul ăla. A, în fine. Fail. Mă duc acum să-l iau și... să-l parchez acolo. Așa. Da, uite ce întreabă la How I Put Hidden Color. Băi, am și eu un tutorial. Căutați pe acolo prin tipuri cum să pui hidden pe mașini. Dacă nu știți, căutați-l și o să vedeți, e foarte simplu. Da, să știți că de când s-au ales helperi ăștia, nu mai apuc niciun punct să fac și eu. Mă rog, o să-i las să facă ei. Noi deocamdată s-ar putea să luăm Helper 2, nu știm sigur nici noi. În fine, eu nu stau pentru, nu știu, level up sau la Helper sau să iau admin sau de asta. Bă, eu, mie îmi place să ajut playeri, știți? Nu stau ca să mă lau că am Helper sau prostii de astea. Trebuie să fii modest în ziua de azi. Hai să dau și eu parc aici. Gata. Sper să rămâi dracu aici. Bun. Hai să luăm BMW-ul. Băi, nu cred că știați, dar BMW-ul e mașina mea preferată în realitate. Deci ador în special M4-ul ăsta. Deci M4 e super șmecher. Am reușit să prind și eu în realitate să fac niște poze. Da, deci uitați cât de șmecher se văd farurile astea. Aoleu, deci îl ador. Mă rog, dacă vreți modul, o să vi-l las în descriere. Da, acum la skill, la ăsta, la rank 5 în paramedics am un skin de bătrân, deci sunt un medic bătrân cu păr alb frumos în halat. Deci ia uitați. Mi-am pus și ochelari și mecher așa. Am și pixurile acolo și barbă și tot ce trebuie. Ce mai ce să faci, nici ce să faci. Ia. Am încă mai am pălăria asta de când aveam freeway-ul. Și, bă, nu știu ce să fac. Mai am 300 și ceva de K, 330 de K. Și aș vrea să mai iau încă o dată un freeway sau, nu știu, sau să-i păstrez sau să fac eventuri, mă rog. Uh,
Da, cred că o să fac eventuri. Mă rog. Da, deci arată ca dracu ăsta. Ups. În fine. Îmi place chiria lui. Ce să faci? Boșoroc cu BMW, nu? Băi, a început să-mi facă din nou placa video fițe. Nu știu dacă atunci când o să vă uitați voi o să apară liniile, dungile, mă rog, dungile negre pe ecran. Mie mi se văd, dar se pare că nu o să apară, dar în fine. Trebuie să o schimb și eu, nu știu când dracu o să o schimb. Am zis că tot o schimb, dar n-am mai stat să fac asta. Câți helpers sunt acum? 27. Bă, tu ești nebun. Abia atât. Bă, deci ieri sau alaltă, nu mai știu. Deci erau vreo 6 de playeri pe la 7, 8, 9 seara, parcă așa era. Bă, și erau vreo 40, cred, de helperi. Deci vă dați seama, la 6 de playeri, 40 de helpers și da. Bineînțeles că, na, acum e perioada asta a tezelor și mai e puțin și vine și bacul. Cred că vreo 2 luni, mă rog. Și e normal ca playerii să scadă. Dar în fine o să-și revină serverul, nu-i bai. În vacanța de Paște. Săptămâna viitoare o să fie... O să intrăm și noi în vacanța asta de Paște. Și o să apară și încă un quest de pași și reduceri și get gift și alte prostii. Abia aștept. O să donez și eu cred că 5 euro și o să aștept niște reduceri. Poate mi-au hidden prin la reducere. Poate. Sau mă rog, văd eu. Da, hai că filmez cred că de vreo 12-13 minute și eu zic că e suficient, deci, păi, cam atât și cu, ups, cam atât și cu episodul acesta de gameplay și o să vă rog să lăsați și voi un like, un subscribe, da, clar, dacă sunteți noi și un share și nu uitați de provocări, dați clipul și prietenilor să-l vadă ca să se strângă cât mai multe și, bă, eu am fost Adi Cobretti și let's play together, baftă!